Ce visuri mai aveți? Ce speranțe mai aveți dumneavoastră? Speranțe? Trăiesc din amintiri, speranțe nu mai am. N-am fost ajutată de nimeni. N-am mai pus, mai pui în grădină, să mai faci. Nu! Parabola e mâncare. Ce-a spus în grădină? În grădină? N-am putut, eu nu pot nici să mă plec bine. Nu, n-am cum. Când trăia soțul, puneam. În grădină ați spus ceva, ați reușit? Dar nu am, o grădină mică aici, am două ari de grădină, n-avem grădină. Suntem din nectarine, auzi cu pânii. Chiar cartofi, că nu am. Unde ai cartofi, mă tare? Ai cartofi acasă? Nu, cartofi de acasă nu, încă nu. Am venit cu dar la dumneavoastră, am venit cu ceva cartofi, făină, ulei, dulceață, făcută de casă. Vă reamintim că proiectul Binecuvântarea Câmpului este destinat în mod special persoanelor care sunt singure, care sunt bolnave, persoane care sunt cu dizabilități. În cazul de față este o doamnă de 87 de ani care stă la pat. De ea are grijă băiatului de 62 de ani care are leucemie. În sprijinul acestor oameni dorim să venim cu proiectul Binecuvântarea Câmpului și o tonă de cartofi costă 1500 de lei. Un sac de cartofi costă 40 de lei, 2 saci de cartofi costă 80 de lei. Nu știm cu cât saci te poți implica, dar cert este că fiecare sac contează, pentru că fiecare sac de cartofi reprezintă hrana de bază pentru multe persoane care sunt aflate în nevoie.